Stimați ascultători, vorbim astăzi despre steatoza hepatică sau figatul gras, așa cum este cunoscut în popor. Mai multe detalii despre această afecțiune și a modului în care poate fi diagnosticată ne oferă domnul dr. Teodor Gheorghiu, medic specialist de radiologie imagistică medicală în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început, spuneți-ne, vă rog, ce este steatoza hepatică? Steatoza hepatică sau ficatul gras, așa cum este cunoscută popular, reprezintă o acumulare excesivă de grăsime la nivelul ficatului, ce depăsește aproximativ 5% din greutatea acestuia. Care sunt cauzele care duc la apariția acestei afecțiuni? Steatoza apare prin creșterea cantității de trigliceride de la nivelul hepatocitului, fiind un proces reversibil care răspuns la diferite stări de boală sau alterări în metabolism printre cauzele cele mai des întâlnite, aș enumera alcoolul, prin producerea de metabolism toxici, ca aldehidele în timpul metabolismului alcoolului inficat, nutriționale, cum ar fi obezitatea, malnutriția, dar inclusiv scăderile importante bruște în greutate, metabolice, cum ar fi abeta, lipoproteinemia sau boli de glicogenului, medicamente și toxine, ca amiodarona, metotrexatul, utilizarea de steroizi și chiar patologii virale, cum ar fi hepatita C și chiar HIV. Cum se manifestă această boală? Care sunt semnele care ar trebui să ne trimită la medic? La majoritatea, evoluția poate fi asimptomatică sau pot cauza o stare de oboseală generală sau dureri sub rebordul costal drept pe area de proiecție a ficatului. Pacientul, odată ajuns la medic, la ce să se aștepte? Cum se stabilește, practic, diagnosticul de ficat gras? Examinarea paraclinică cu cea mai largă utilizare și cele mai mici inconveniente pentru pacient rămâne ecografia abdominală. Ecografic se decelează o creștere a ecogenității hepatice dată de acumularea adipoasă. Orice supoziție ecografică va fi suplimentată apoi de o evaluare sanguină a funcției hepatice supusă unei interpretări medicale de specialitate ultrasonografia rămâne și metoda cea mai utilizată de urmărire sau reevaluare a pacientului diagnosticat, fiind o examinare neinvazivă, ieftină și fără efecte adverse. Spuneați că examinarea imagistică are un rol important în diagnosticarea asteatozei hepatice. Cum se face corect pregătirea pentru o ecografie? Pacientul trebuie să rămână nemâncat pe o perioadă de 6-12 ore înaintea examenului ecografic va consuma numai apă plată și va evita consumul băuturilor acidulate, laptelui și cafelei. În cazul în care se simte balonat pe această perioadă de pregătire, ar trebui de asemenea să utilizeze și un cărbune medicinal cu 3-4 ore înainte de examinare. Cum evoluează această boală? La ce să se aștepte un pacient care urmează un tratament? Un ficat gras netratat poate ajunge în timp să fibrozeze, mergând spre ciroză și, în sfârșit, spre insuficiență sau să dezvolte o patologie tumorală hepatică. Simptomele ficatului gras pot fi diminuate? Și dacă da, cum? Tratamentul depinde de cauză, astfel tratând cauza, procesul steatozic va putea fi cu ușurință inversat. Dacă se intervine în primele faze, în cazul consumului excesiv de alcool și a unei diete hipercalorice de proveniență în principal carbohidrată, simpla abstinență și o bună reorganizare a aportului nutritiv poate fi de ajuns pentru rezultate de durată. Puteți să ne recomandați câteva metode de prevenție? Prevenirea acestei patologii destul de răspândite se poate realiza prin simpla examinare ecografică la primele simptome, prin cumpătare la consumul alcoolului și prin evitarea exceselor din alimentație. Un sfat final pentru ascultătorii noștri? Cumpătarea nu vă aduce niciodată la medic. Mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi domnul dr. Teodor Gheorghiu, medic specialist de radiologie imagistică medicală în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru programări și informații privind gratuitatea sau plata acestor servicii, puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030, repet, 0232 241-271 sau 0730-230-030 sau vă puteți programa prin e-mail la adresa programari.spital